aggressività eccessiva manipolare liberale di ingiurio a discote pandemici pentru ce abia născut pentru puștimea neimită să le țină tira pe rețele de socializare pentru ei și tot merită.
dat din guvern, o să iau un anumit ordine. Bună seara. Prin vicepreședinte la TNL, tineretul național liberal, vicepreședinte la Tineretul Național Liberal.
rappresentante del Partito Nazionale Liberale, sono dopo tante zile, ma è stato dopo presidenziale, ma non scrisse in Partito Nazionale Liberale. Mi sa
soprattutto manifestare le patriottiste dice non è credibile non manifestare patriottismo autentico quando distrutte in cara zile să
preț. Nu? De aici să vine, să zicem, non-conformismul. De multe ori tinerii pun în practic pentru a fi unii și nu teribilismul, provocare și așa mai departe. Dar, nu știu, atât eu găsesc și colegii mei, care vor să schimbăm modul de a face politică. Dacă ne-am lăsat în continuare să fim marionetele seniorilor, n-am face perpetua modul lor de a face politică. Și până la urmă nu credem în acest lucru. Nu ne dorim asta. Vrem ca odată, nu știu, cred este timpul schimbării de generații politice. E timpul ca și noi să fim promovați, avem experiență politică, avem administrative și politice. Poate timpul nostru să fim puși la treabă, iar dacă noi am continuat meternele lor, vorbește de un sistem politic corupt. Înseamnă că am continuat pe sistemul lor și nu am aduce înseamnă tot să încalzi regulile
organización partido.
că să facă jocurile altora fără să conștientizeze faptul că nu au nimic de câștigat, ba din contră, eu cred că
amintește de demagogia Partidului Comunist Român, nu, nu de demagogia lui Nicolae Ceaușescu, care spunea că în România cei care conduc sunt muncitori. Care conduc în opinia PSD sunt cetățeni, toți cetățeni. Puterea este la cetățeni. E clar că este vorba aici despre o lingușire a cetățeni. Să acorde votul Partidului Social Democrat. În același trebuie spus totuși că este nevoie de un Partid Social în România, de un Partid Social Democrat, așa cum este nevoie și de un Partid Național Liberal, mă rog și sper ca Partidul Social Democrat să progreseze, nu într-un timp scurt să se reformeze, de este extrem de întunecat. Așa cum este și în foarte multe țări. Stânga și dreapta. De exemplu,
pentru că nu poți să spui că este că afirmând acel lucru să o compară cu noi. Cu noi cei din Partidul Național Liberal. Și cum să spui singura organizație liberală autentică când nu au nici cea mai mică istorie. E cu un an înainte, în 2013, nici nu se știa de va face o asemenea fuziune, ca să spun așa. Cum se compare cu noi care există din 76. Aș mai face încă o remarcă aici și o chestiune care m-a oripilat la o conferință de presă care am fi înțeles și un noi îngenumit Consiliul pentru Toleranță și așa mai departe. Chiar domnul Liviu Dragnea a afirmat că nu ceea ce propune dânsă face parte din cadrul european. Consiliul
creat în Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, legea de primării sociale, într-adevăr, limita foarte mult libertatea de expresie, libertatea presei. Era extrem de neclar. Multe gafe din punct de vedere științific, din punct de vedere sociologic, mai ales apăreau aici la definirea grupului și așa mai departe. Dar ceea ce m-au epilat, tineret, social-democrat susținea această lege, această lege care limita libertatea de expresie, libertatea de expresie a tinerilor. Tinerii sunt mai conformiști. M-a dus cu gândul, vorbesc serios și voi exagera foarte mult, poate exagerez foarte mult. M-a dus cu gândul la tineretul nazist, la tinerii nazist, că această lege sociale, de fapt, mergea pe denunțuri. Deci au zece ceva și denunțai. Mulți tineri naziști de pildă și de sau părinți. Mulți tineri din Uniunea Sovietică nu își denunțau părinți în timpul lui Stalin și așa mai departe. Fiindcă legea mergea, repet, pe denunțuri și o lege care limita libertatea de expresie. Cum să susții tu? Cum să-i inoculeze așa ceva unor tine? Ce pretenții mai putem avea dacă acești tineri fără a se gândi puțin că își
iarăși pe mine. Am impresia că primesc ordin pe unitate, dacă pot să mă exprim așa. Li se spune, faceți asta, nu mai e.
multe minusuri, inclusiv din punct de vedere științific. Probabil o lege făcută la repezeală. Vă rog, aici aș mai remarca ceva, mă scuz suferința. Marca un fapt. PSD-ul are o imagine foarte proastă în Occident. Și încearcă cu orice preț să-și îmbunătățească.
plecat din jur, cel puțin în viitorul apropiat, nu viața să oferă multe surprize. Să fie asta o formă de
oraș și pentru această țară, eu nu voi pleca din acest oraș și nu voi pleca din această țară, indiferent ce salariu sau ce beneficii aș avea altundeva. Pentru că am vrut să mă implic și vreau în continuare să mă implic, să facem în așa fel încât tot ceea ce am spus puțin mai devreme, ceea ce a spus și Adi, să nu se mai
doar pe cei care încă mai sunt în școală. Până la liceu. Deja după ce au trecut de vârsta majoratului, în cauza aglomerației.
ar trebui să mai rămas în oraș. Continui să spun că situația mea este și mai paradoxală prin faptul că prietena mea
dulap. Suntem tineri, suntem imaculați, pot spune. Nu avem a face să mă contestez.
este acum. Prin chestia asta noi am vrut să schimbăm și să readucem sportul, să facem sincer a rămas uimit la ce la ce nivel stau tineri elevi juveni și la cât de la
organizăm foarte, organizăm foarte multe concursuri de sport. Chiar am schimbat ceva. Am adus o soare în prospătarea acestui domeniu care a fost distrus. Adrian, la ce probă faci tu? Sunt atlet la probe combinate, toate probele mai pe scurt, dar axat foarte mult pe viteză, forță, adică pe viteză și mă rog, mi-a lipsit la o
ieri la psihologie, dar de ce a lipsit săracul, a fost la antrenament dimineața, a venit de la antrenament obosit, a pus ceasul să sună și s-a trezit mai târziu. Într-adevăr, sportul este nu extraordinar de important. Și de aia am spus că acest domeniu a fost foarte neglijat. Și prin acest lucru am și premiat la te complete
de la ADN-ul Ion Bolănescu, pentru că este o gală. Vrem să fie totul ca la o gală și acolo este un spațiu care se încadrează așteptărilor noastre. Poate acorda spațiul de la ATN-ul unui partid politic. Ciuda faptului că două organizații acest primar este primarul tuturor juvenilor sau este primarul PSD-știlor? Adică noi restul de juvenilor nu ne putem care au excelat în diferite domenii. Dacă nu faci municipalitatea acest lucru, ne-am gândit să o facem noi. Noi, ca tine, să încurajăm și să premiem munca. Dar ne-am lovit de acest răspuns. Să mai mergem cu încă o cerere și nu vom lăsa lucrurile așa, adică nu mi se pare normal, pentru că nu suntem din partidul domnului primar să fim
Am ajuns și munca noastră să fie răsplătită. Vă spuneam, sunt în PNL de 8 ani de zile, la o vârstă. Va fi încununată cu
văd succesul prin faptul că candidații noștri au ascultat și de părerile noastre.
tineri promovați. Chiar am fost acum ceva timp împreună cu colegii mei, am fost prezenți la
presentando declarația lui Trudeau, premierul canadei, când a anunțat noul guvern, a mai spus aici la TV George, 50% din
și să vorbim acum direct, că ăsta este adevăr. Sunt anumite jurnaliști care scriu direct sediul PSD. Trebuie să abordăm altfel de
alții care să scandeze în anumite cercuri ca să provoace presiune și să provoace un anumit context ca cu tine la credeți-mă că așa cum spunea și Emil puțin mai devreme de când a început practic această campanie că mai avem și-au schimbat mentalitatea, au văzut, au început să meargă mai des și în afara țării și în afara statului sau comunei respective se vor mai lăsa de data aceasta. De fapt, nu am convingere din discuții pe care le-am purtat cu ei. Nu cred că nu se vor mai lăsa manipulați.
central, Giurgiu fiind municipiu reședință de județ, putem să numim central. Lucrurile par că nu știu, cineva nu vrea să de fapt este la putere. Da,
Vorbeam mai înainte despre presă, despre necesitatea schimbării presei. Mi-aș permite acum spre final să din Andrei Pleșu ceva în legătură cu unii ziariști. Mă rog, domnul Andrei Pleșu nu se referă la jurnaliștii din Giurgiu. Chiar dacă unii se vor
fără nuanțe. Ești plătit ca să intri în dispozitiv. Se poate întâmpla însă ca o fărâmă a conștiinței tale scânteia de bine care subzistă până
care vor să schimbe ceva, să ni se alăture, să vină, să vorbim, să împărtășim idei și cu toții să gândim o strategie pe termen scurt pentru per ca
președinte, cu Emilie la
dar toată urmează zile de tineri ale partidelor, pentru că aceste debate-uri la limita bunului au asemenea emisiune, ideea mi se pare excepțională. Sper să-și accepte că am mai invitație mai multe ori și pe Facebook și într-o altă emisiune, dar fa